În prima linie în lupta cu coronavirusul, da. Primii la testare, nici vorbă. Mulți medici din Suceava, județul cel mai afectat de pandemie din țară, au fost testați după Gheorghe Flutur și echipa lui. Președintele Consiliului Județean n-a fost singurul favorizat, ci trecut drept cadru medical pe listele cu primii diagnosticați. Suceava, 20 martie. Sub 1000 de teste de coronavirus se făcuseră în toată țara. Peste 1000 de angajați de la Spitalul Județean așteptau să afle dacă sunt sau nu sunt infectați. Medici, asistenți și infirmiere care vedeau zilnic zeci de pacienți. Înaintea multora s-au testat Gheorghe Flutur și echipa lui de la Consiliul Județean. Cum ne-am testat? La DSP. V-ați dus voi la DSP sau v-ați chemat DSP-ul? L-am dus noi. De ce v-ați dus? Pentru că ne întâlnisem cu niște oameni care au fost pozitivi. Dar voi de unde știați că persoanele cu care v-ați întâlnit erau pozitive? Ce sursă? Gheorghe Flutur a apărut în tabelul de testare drept medic. Consilierul lui personal apare pe aceeași listă. Un alt consilier a fost trecut drept angajat al Serviciului Județean de Ambulanță. Toți au aflat că au coronavirus cu mult înaintea medicilor din spital. Am fost testat la revenirea în serviciu, în perioada la începutul pandemiei. Am revenit pe data de 6 aprilie, când am fost testat. V-am zis aminte când ați prima testare? Eu? Pe 30 martie. Bun. Și vi se pare ok că ați procedat așa, nu? Mi se pare foarte ok. Deci mi se pare extraordinar de ok. Dar ce s-ar fi întâmplat, Andreea, dacă eu veneam la serviciu și îmbolnăveam în costumul? Tu aveai posibilitatea, la fel ca și ceilalți colegi ai tăi, să izolezi 14 de la domiciliu. La fel ne declara de pe patul de spital și Gheorghe Flutur. Și el și consilierul său s-au vindecat între timp de COVID-19. Dacă stăteam și nu ne făceam analizele, era mai bine. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că mi le-am făcut un act de responsabilitate față de populație. De ce a apărut totuși Gheorghe Flutur drept medic pe lista primilor testați? Din greșeală, a explicat epidemiologul de la DSP care s-a ocupat de teste. A fost un ghinion, îi spunea președintele Consiliului Județean medicului respectiv într-o discuție obținută de Observator. Dar la medici când ați recoltat dumneavoastră? Dar nu am recoltat la medici. Erați numai dumneavoastră de la Consiliul Județean acolo și un singur medic. Probabil că avem prieteni care monitorizează orice chichiță. Nu, dar de ce la dumneavoastră? Adică puteau la oricare din ceilalți colegi. Mă caută. Bun. A fost și un ghinion, ca să zic așa. Ați știut că aveți telefonul ascultat? Nu, n-am știut. Am sunat-o pe doamna doctor din spital și am întrebat-o, doamnă, trebuie să clarificați. Clarificări așteaptă acum și Ministerul Sănătății, unde va ajunge un raport întocmit de conducerea militară care a găsit un dezastru în spitalul din Suceava. Avem deja 10 zile de când am încercat să luăm legătura cu președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur pentru a ne răspunde la mai multe întrebări legate de felul în care acesta a făcut testarea. La birou de fiecare dată fie nu a fost degăsit, fie nu a vrut să ne primească. De altfel nu a răspuns în tot acest timp pe niciunul dintre cele două telefoane pe care le are. Mai mult decât atât, un consilier de-al său ne-a promis săptămâna trecută că vom avea o întâlnire cu președintele Gheorghe Flutur, dar săptămâna aceasta s-a răzgândit. Nici medicul epidemiolog care apare în stenograme nu a putut fi contactat pentru o reacție.